Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă arăt în timp real cum este construită această prezentare în aplicația PowerPoint, prezentare în interiorul căreia am folosit tranzițiile Morph. De această dată explicațiile nu vor mai fi rostite de mine, ci vor apărea sub formă de text pe parcursul acestui video. Vă doresc vizionare plăcută!